De ce tuturor le place să interacționeze cu oameni care sunt înțelegători? A fi rezonabil și amabil te face un om bun? Chiar sunt oameni buni cei pe care îi consideri astfel? Cum hotărăște Dumnezeu dacă cineva este bun sau rău? Vizionați această mărturie pentru a afla ce este cu adevărat un om bun. Din copilărie, părinții m-au învățat să fiu amabilă și corectă cu alții, înțelegătoare față de ei și să nu despic firul în patru. Spuneau că asta te face un om bun și îți câștigă respectul și stima celorlalți. Și eu credeam că este bine să fie așa, și deseori îmi reaminteam să dau dovadă de compasiune și de blândețe. Nu intram niciodată în conflict cu familia mea sau cu alți săteni și eram preocupată de părerea celorlalți despre mine. Consătenii mei mă lăudau deseori, spunând că aveam umanitate, eram înțelegătoare și nu mă certam cu nimeni când mă jignea. Acest tip de laudă mă făcea foarte fericită. Credeam că ar trebui ca om să fiu binevoitoare și înțelegătoare chiar când cineva greșea. Eram convinsă că asta însemna să fii om bun. Am rămas astfel și după ce am devenit credincioasă. Apoi, în noiembrie 2021, am fost aleasă diacon de biserică și am început să răspândesc Evanghelia împreună cu alții. Unul dintre ei, fratele Wang, era din satul meu. Avea calibru și raționament clar în părtășia lui din timpul răspândirii Evangheliei. Explica lucrurile prin exemple ca să-i ajute pe cei care investigau adevărata cale. Dar am descoperit că era cam arogant și nu-i plăcea să accepte sugestiile altora. Adeseori nu urma principiile în datoria sa. Nu-l prea mărea pe Dumnezeu și nu era martor în lucrarea evanghelică, dar tot spunea cât de mulți oameni a convertit. Tuturor le plăcea să-l asculte predicând și chiar îl adulau. Odată, cineva care căuta adevărata cale l-a lăudat că avea calibru bun și predica bine. Am observat că își dă prea multă importanță și că, în timp ce împărtășește Evanghelia, nu se axa pe a fi martorul lucrării lui Dumnezeu sau pe îndepărtarea noțiunilor religioase. Am vrut să-i semnalez acest lucru fratelui Wang, dar, după puțină chipzuință, am decis să mai aștept. Am vrut ca fratele Wang să știe că sunt o persoană amabilă, rezonabilă, care nu atrage atenția pentru orice lucru mărunt. M-am gândit că trebuie să-l încurajez și să-l ajut mai mult. Mai târziu, conducătoarea trimitea grupului principiile relevante pentru împărtășirea Evangheliei, iar eu am avut indirect puțină părtășie despre comportamentul fratelui Wang. Speram că va ajunge să-și vadă problemele prin acea părtășie. A schimbat ceva? Nu. Am vrut să abordez din nou problemele lui. Dar apoi m-am gândit că, fiind o persoană arogantă, e posibil să nu-mi accepte sfatul. Mă temeam că o să mă creadă nerezonabilă și lipsită de amabilitate și că își va face o impresie proastă despre mine. Dacă nu ne înțelegeam și nu puteam lucra bine împreună, imaginea mea de om bun s-ar fi năruit. La acest gând, pur și simplu mi-am înghițit cuvintele. Când vrei mereu să-ți protejezi imaginea, este greu să practici adevărul. Mm. Așa este. M-am simțit cam prost atunci, așa că m-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i tăria să practic adevărul. Apoi, împreună cu fratele Wang și alții, am mers într-un sat să împărtășim Evanghelia. Am observat că fratele Wang încă se lăuda în părtășia lui, spunând că nu-i pasă de bani, că muncește din greu pentru Dumnezeu, dar nu avea părtășie despre adevăr. Pe drumul spre casă, mi-am făcut curaj și am spus. Nu ai atins principiile în predica și mărturia ta. Trebuie să ai părtășie despre adevăr cu cei cărora le predici pentru a-i aduce înaintea lui Dumnezeu. Înainte să pot termina, mi-a răspuns asta. Nu e nimic în neregulă cu părtășia mea. Analizez lucrurile prea mult. Mă temeam că îi rănesc mândria dacă îi mai spun ceva și stric relația noastră. Mă gândeam și că va avea o părere proastă despre mine și că îmi va strica imaginea, așa că n-am mai spus nimic. Simțeam că a fost suficient și că va reuși cu timpul să vadă și el asta. Mai târziu am aflat că, deși eram ocupați tot timpul, nu obținem rezultate bune. În lucrarea noastră evanghelică. Unii oameni din acel sat erau interesați, dar tot nu înțelegeau după părtășia fratelui Wang. Mai mult erau afectați de zvonuri și nu voiau să mai cerceteze. Unii oameni chiar îl admirau pe fratele Wang și voiau să asculte doar părtășia lui, și nu voiau să asculte părtășia al cuiva. Când am văzut asta, M-am simțit foarte incomod și destul de vinovată. Aceste probleme aveau mult de-a face cu fratele Wang. Dacă îl aș fi adus în discuție mai devreme, ar fi putut să se schimbe, iar lucrarea noastră evanghelică n-ar fi fost compromisă. Însă, ulterior, când chiar am vrut să aduc în discuție, m-am îngrijorat iar că ne va strica relația și m-am simțit nesigură. M-am gândit, dacă aș vorbi cu conducătoarea să aibă părtășie cu el, atunci, cooperarea în datorie nu ne-ar fi afectată, iar noi ne-am înțelege. Așa că am vorbit cu ea despre întâmplarea cu fratele Wang. A găsit câteva cuvinte relevante ale lui Dumnezeu, mm -hmm. ne-a pus să pătrundem împreună în ele, și părea că fratele Wang s-a schimbat puțin. Așa că am trecut peste asta. Odată am menționat problema altei surori. Care mi-a indicat că întotdeauna îmi protejam relațiile cu alții și că vreau să-i mulțumesc pe ceilalți. Sora avea dreptate. La început nu vedeam lucrurile astfel. Credeam că n-aveam cum să fiu acest tip de persoană, pentru că aceștia sunt vicleni. Iar eu nu făcusem niciodată ceva viclean. Deci, cum aș fi putut fi așa? Atunci, nu am vrut să-i accept reacția. Dar știam. Și că aveam ceva de învățat din ceea ce spusese. M-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i să mă îndrume să mă cunosc pe mine însă. Uh -huh. Mai târziu, am citit cuvintele lui Dumnezeu. Comportamentul oamenilor și tratarea celorlalți trebuie să aibă la bază cuvintele lui Dumnezeu. E principiul elementar pentru conduită. Cum pot practica adevărul oamenii dacă nu știu principiile conduitei? Practicarea adevărului nu înseamnă să spui cuvinte goale și clișee. Indiferent ce întâmpină cineva în viață, dacă implică principiile conduitei umane, perspectivele asupra evenimentelor sau chestiunea îndeplinirii datoriei sale, se confruntă cu o alegere. Și ar trebui să caute adevărul, să caute o bază și un principiu în cuvintele lui Dumnezeu. Și o cale de practică. Cei care pot practica în acest fel, sunt oameni care urmăresc adevărul. Urmărirea adevărului în acest fel, indiferent cât de mari sunt dificultățile, înseamnă să mergi pe calea lui Petru și pe calea căutării adevărului. De exemplu, ce principiu ar trebui urmat în interacțiunea cu ceilalți? Inițial ai crezut că nu poți jigni pe nimeni, ci trebuie să menții pacea, să nu strici imaginea nimănui pentru armonie pe viitor. Constrâns de acest punct de vedere, când vezi o fără de lege, o greșeală sau o încălcare a principiilor, ai prefera să tolereze acel lucru decât să discuți despre el cu acea persoană. Constrâns de punctul tău de vedere, devii potrivnic jignirii vreunei persoane. Indiferent cu cine te asociezi, stânjenit de gândul la reputație, de emoții sau de sentimentele dezvoltate în mulți ani de interacțiuni, spui doar lucruri frumoase pentru a face persoana fericită. Și cu lucrurile care nu te satisfac, tot ești tolerant. Te descarci în privat, arunci unele cuvinte grele, dar în persoană nu faci valuri și continui să menții relația. Ce crezi despre un astfel de comportament? Nu e cel al unui lingușitor? Nu este cam șiret? încalcă principiile conduitei. Așadar, nu-i josnic să acționeze așa? Cei care acționează astfel nu sunt oameni buni, nici nu sunt nobili. Indiferent cât de mult ai suferit și indiferent ce preț ai plătit, dacă te comporți fără principii, atunci chiar ai eșuat și nu vei primi aprobări înaintea lui Dumnezeu, nici nu vei fi ținut minte de El și nici nu-L vei mulțumi. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu sunt atât de clare. Da, sunt. Să practici adevărul nu înseamnă să spui vorbe goale. Trebuie să te comporți conform cuvintelor lui Dumnezeu. Da. Amin. am reflectat asupra mea în lumina cuvintelor lui. Nu credeam că sunt omul care îi mulțumește pe alții. Dar cum mă purtam de fapt? Văzusem că fratele Wang se dădea adesea mare în lucrarea sa evanghelică. Și-ar fi trebuit să semnalez problema pentru a-l ajuta să se cunoască și să-și facă datoria conform principiilor. Dacă eram directă, n-ar fi putut afecta relația. Țineam cont de sentimentele lui și nu îndrăzneam să fiu prea directă. Chiar voiam să-l încurajez mai mult, să-i dau impresia că sunt o persoană bună, iar el să aibă o părere bună despre mine. Dar, de fapt, știam că atunci când cooperăm într-o datorie, când observăm probleme, trebuie să le semnalăm și să susținem lucrarea bisericii împreună. Greșeam cu bună știință și nu practicam adevărul. Prin urmare, fratele Wang nu și-a recunoscut problemele și se tot lăuda, împărtășea Evanghelia fără să se axeze pe părtășia despre adevăr. Asta a însemnat că n-au fost înlăturate noțiunile religioase ale celor ce cercetau adevărata cale, iar unii dintre ei tulburați n-au mai participat la adunări. Văzând efectul asupra Lucrării noastre m-am simțit vinovată, însă m-am temut că dacă sunt directă cu el, se va întoarce împotriva mea. Am făcut o lideră să aibă părtășie cu el ca să nu fiu nevoită să-l ofensez. Am văzut că încercam să-mi protejez relațiile cu alții și să-i menajez în datoria mea, că nu susțineam interesele bisericii și nu aveam simțul dreptății, nu aveam deloc principii. Nu eram un om care practica adevărul. Nu așa e cineva care îi mulțumește pe ceilalți. Apoi, am citit cuvintele lui Dumnezeu ce expun antihriștii. Cuvintele antihriștilor par deosebit de amabile, rafinate și distinse. Oricine încalcă principiile, cine este amestecat și intruziv în lucrarea bisericii, nu e niciodată dat în vileag sau criticat. Antihristul închide ochii, lăsându-i pe oameni să creadă că este generos în toate privințele. Fiecare corupție și faptă rea a oamenilor e întâmpinată cu binefacere și toleranță. Ei nu se enervează și nu se înfurie, nu se vor supăra și nu vor da vina pe oameni atunci când greșesc și dăunează intereselor casei lui Dumnezeu. Indiferent cine săvârșește răul și perturbă lucrarea Bisericii, ei nu acordă atenție, de parcă n-ar avea nimic de a face cu ei. Și nu vor jigni niciodată oamenii din cauza asta. Ce îi preocupă cel mai mult? Îi preocupă cât de mulți oamenii apreciază pe ei și cât de mulți oamenii văd atunci când suferă și admiră pentru suferința lor. Antihriștii cred că suferința nu trebuie să fie niciodată în zadar, indiferent ce greutăți îndură sau ce preț plătesc, indiferent de faptele lor bune. De cât de grijulii, de atenți și de iubitori sunt față de ceilalți. Toate acestea trebuie realizate în fața altora. Mai mulți oameni trebuie să vadă asta. Și care e scopul lor când acționează astfel? Este de a câștiga oamenii de partea lor, de a face mai mulți oameni să simtă admirație și aprobare față de acțiunile, comportamentul și caracterul lor. Amin. Amin. M-am simțit atât de vinovată după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu. De parcă el era chiar în fața mea, expunându-mi firea satanică. Am reflectat că întotdeauna încercam să fiu o persoană plină de compasiune, amabilă, pentru că simțeam că, făcând asta, aș fi fost respectată, lăudată și plăcută de ceilalți. Așa mă purtam și când făceam o datorie cu alți frați și surori. Nu voiam să vorbesc fățiși ca să expun problemele fratelui Wang, de teamă că îi stric reputația și nu ne mai înțelegem. De fapt, tot ce făceam era pentru a-mi proteja numele și statutul. Foloseam o amabilitate superficială ca să dau bine, să obțin favoruri, pentru ca oamenii să creadă că eram iubitoare, răbdătoare și tolerantă, că eram bună și amabilă. Însă nu prea puneam la suflet dacă lucrarea bisericii sau viețile fraților și surorilor erau afectate. Abia atunci am văzut cât de înșelătoare și vicleană eram. Părea că nu jigneam niciodată pe nimeni, că eram o persoană bună. Dar la baza acțiunilor mele erau doar propriile motive josnice. Îi păcăleam pe oameni și îl înșelam pe Dumnezeu am văzut că aveam aceeași fire ca un antichrist, că îmi susținam imaginea și statutul în detrimentul lucrării bisericii și că ar fi fost extrem de periculos să rămân pe calea aceea. M-aș fi distanțat de Dumnezeu și aș fi ajuns alungată de El. Da. Așa este. Chiar m-am disprețuit când mi-am dat seama de asta și în plus m-am supărat foarte mult. Am spus o rugăciune. Dumnezeule, Întotdeauna mă prefac și vreau să dau bine, concentrându-mă pe crearea unei imagini pozitive. Nu vreau să rămân pe această cale. Te rog, în îndrumă-mă să-mi lepăd firea coruptă. Slavă lui Dumnezeu! Fără revelațiile cuvintelor lui Dumnezeu, nu ne-am cunoaște pe noi înșine. Cu siguranță. <sus> și eu am fost exact la fel, dar. Datorită părtășiei tale, acum văd că există motive josnice la baza compasiunii mele. Totul este pentru a-mi proteja reputația și statutul. Uh -huh. Așa este. Apoi am citit mai mult din cuvintele lui. Omul judecă alți oameni după comportamentul lor. Cei cu o purtare bună sunt drepți, iar aceia cu o purtare josnică sunt icăloși. Dumnezeu judecă oamenii după capacitatea esenței lor de a se supune sau nu lui. Cel care se supune e om drept, iar cel care nu se supune e dușman și om rău. Indiferent dacă purtarea lui e bună sau rea, și dacă vorbele lui sunt corecte sau nu. Poate că în toți anii tăi de credință în Dumnezeu, nu ai blestemat niciodată pe nimeni sau nu ai săvârșit o faptă rea. Totuși, în asocierea ta cu Hristos, nu poți spune adevărul, nu poți să acționezi onest sau să dai ascultare cuvântului lui Hristos. În acest caz, eu spun că ești cea mai sinistră și mai malițioasă persoană. Poți să fii extrem de cordial și devotat rudelor tale, prietenilor tăi, soției tale sau soțului tău, fiilor tăi și fiicelor tale și părinților tăi și să nu profiți niciodată de alții. Dar dacă ești incompatibil cu Hristos, dacă nu poți fi în armonie cu El, atunci, chiar dacă cheltuiești tot ce ai pentru ajutorarea vecinilor tăi, sau ai grijă cu meticulozitate de tatăl sau de mama ta și de membrii familiei tale, aș spune că tot ești rău. Și în plus, plin de trucuri viclene. Amin. Amin. Am putut vedea din cuvintele lui Dumnezeu că oamenii îi evaluează pe alții după cât de bine se comportă. Cei care se comportă bine sunt buni. Iar cei care se comportă rău sunt răi. Însă standardul lui Dumnezeu ia în calcul dacă o persoană îi urmează calea, esența și atitudinea cu privire la supunerea față de el. N-ar trebui decis după cât de plăcută e comportamentul exterior. Da. Revelațiile cuvintelor lui Dumnezeu mi-au mers direct la inimă. Din copilărie niciodată nu m-am certat cu familia sau cu alții și nu am stârnit nicio ceartă. Dacă cineva începea cearta cu mine, rezolvam situația împăcându-l. Consătenii mă lăudau mereu că sunt un om bun. Și credeam și eu că a fi așa însemna că am atins standardul de om bun. Acum a devenit evident pentru mine că nu părea că fac rău, dar nu eram cinstit în vorbă sau faptă. Am văzut că fratele Wang își făcea datoria în mod neprincipial și că se fălea afectându-ne lucrarea. Iar pentru a-mi proteja imaginea de om bun, nu l-am expus sau ajutat, și nu am susținut interesele bisericii. Așa că, deși alții credeau că sunt un om bun, înaintea lui Dumnezeu eram tot împotriva lui și a adevărului. Și tot ceea ce făceam era să fac rău. Da. Am văzut că să judeci un om în baza comportamentului exterior nu este standardul corect. Da. Unii oameni par să facă multe lucruri bune dar se opun lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu și le condamnă. Ei sunt răufăcători. Mi-am adus aminte de o soră cu care lucram. Din ce mi-am dat seama, nu-i păsa dacă vorbea cald sau amabil, dar putea accepta adevărul și își făcea datoria conform principiilor adevărului. Spunea ceea ce trebuia spus când vedea că alții nu acționau conform adevărului. Putea semnala problemele și avea un simț al dreptății. Gândindu-mă la asta, m-a determinat să nu mai urmez perspectivele greșite de a încerca să par o persoană amabilă, și să trăiesc conform adevărului, cuvintelor lui Dumnezeu, și să urmăresc a fi cu adevărat un om bun. Slavă lui Dumnezeu! Cum ai practicat și ai pătruns apoi? Am citit cuvintele lui Dumnezeu care mi-au dat o cale mm -hmm. de practicare. Dumnezeu atotputernic spune: Lucrul pentru care oamenii ar trebui să se lupte cel mai mult să-l obțină este acela de a face din cuvintele lui Dumnezeu baza lor, iar din adevăr criteriul lor. Numai atunci vor putea să trăiască în Lumină și asemenea unei ființe umane normale. Dacă îți dorești să trăiești în Lumină, ar trebui să acționezi conform adevărului. Dacă vrei să fii sincer, ar trebui să spui vorbe sincere și să faci lucruri cinstite. Numai cu principiile adevărului există o bază pentru conduita ta. Odată ce oamenii pierd principiile adevărului și se concentrează doar asupra unui comportament bun, acest lucru dă inevitabil naștere la falsitate și prefăcătorie. Dacă nu există niciun principiu în conduita oamenilor, atunci oricât de bun este comportamentul lor, sunt niște ipocriți. S-ar putea să fie capabil să-i păcălească pe ceilalți pentru un timp, dar nu vor fi niciodată de încredere. Numai atunci când oamenii acționează și se comportă conform cuvintelor lui Dumnezeu, au o bază adevărată. Dacă nu se comportă conform cuvintelor lui Dumnezeu și se concentrează doar pe a pretinde că se comportă bine, pot, prin urmare, să devină oameni buni? În niciun caz, un comportament bun nu poate schimba esența oamenilor. Numai adevărul și cuvintele lui Dumnezeu pot schimba firile, gândurile și opiniile oamenilor și pot deveni viața lor. Uneori este necesar să subliniem și să criticăm direct neajunsurile, deficiențele și greșelile celorlalți. Acest lucru este foarte benefic pentru oameni. Nu e așa că le este de un real ajutor și că e constructiv pentru ei? Să spunem, de exemplu, că ești deosebit de îndărătnic și arogant. Nu ai fost niciodată conștient de acest lucru, dar cineva care te cunoaște bine vine imediat și îți expune problema. Te gândești în sinea ta. Sunt îndărătnic? Sunt arogant? Nimeni altcineva nu a îndrăznit să-mi spună asta. Dar el Mă înțelege. Faptul că a putut spune așa ceva sugerează că acest lucru este chiar adevărat. Trebuie să petrec ceva timp reflectând la acest lucru. După aceea îi spui persoanei. Alți oameni îmi spun doar lucruri frumoase. Îmi cântă laude. Nimeni nu discută deschis cu mine niciodată. Nimeni nu mi-a subliniat vreodată aceste neajunsuri și probleme. Numai tu ai fost în stare să-mi spui să fii sincer cu mine. A fost atât de grozav, de mare ajutor pentru mine. Asta înseamnă să ai o discuție sinceră, nu-i așa? Încetul cu încetul, cealaltă persoană ți-a comunicat ce avea în minte. Gândurile despre tine și experiențele despre cum a avut noțiuni, închipuiri, negativitate și slăbiciune în această chestiune și a putut să le înlăture prin căutarea adevărului. Asta înseamnă a avea o discuție sinceră. Este o comuniune de suflete. Și, în fond, care este principiul din spatele discuției? Acesta este. Spune ce ai în inima ta și vorbește despre experiențele tale reale și despre ceea ce gândești cu adevărat. Aceste cuvinte sunt cele mai benefice pentru oameni. Îi aprovizionează pe oameni, îi ajută, sunt pozitive. Refuză să spui acele cuvinte false, acele cuvinte care nu oferă beneficii oamenilor, și nu îi edifică. Acest lucru va evita rănirea sau împiedicarea lor, aruncarea lor în negativitate și obținerea unui efect negativ. Trebuie să spui lucruri pozitive. Trebuie să te străduiești să ajuți oamenii cât poți de mult, să-i avantajezi, să-i aprovizionezi, să produci în ei credință adevărată în Dumnezeu. Și trebuie să le permiți oamenilor să fie ajutați și să câștige mult din experiențele tale cu privire la cuvintele lui Dumnezeu și la modul în care rezolvi problemele, și să poată înțelege calea de a experimenta lucrarea lui Dumnezeu și de a pătrunde în realitatea adevărului, permițându-le să intre în viață și făcându-le viața să crească, toate acestea reprezentând. Efectul faptului că există principii în cuvintele tale și sunt edificatoare pentru oameni. Amin. Amin. Am găsit în ele principiile de comportament. Conform lor trebuie să fim cinstiți. Celorlalți le poate fi de folos dacă le semnalăm problemele când le vedem și ajutăm. Trebuie să sprijinim lucrarea bisericii și să fim edificatori pentru alții. Exact. exact. Am vrut să pun adevărul în practică imediat ce am înțeles calea să am o discuție sinceră cu fratele Wang. Știam că scopul era să-și poată îndrepta atitudinea față de datorie, să afle despre firea sa coruptă și despre lacunele din datorie. Scopul era să-l ajute. Așa este. Așa că l-am căutat, gata să discut cu el problemele lui. Chiar atunci m-am simțit din nou preocupată îngrijorată de ce va crede despre mine. Însă m-am gândit că recent nu practicasem adevărul, ceea ce ne afecta lucrarea și m-am simțit foarte vinovată. Știam că Dumnezeu îmi examinează gândurile și faptele și că trebuia să fiu cinstită. Nu mai puteam proteja imaginea și întoarce spatele adevărului. Da. Acest gând mi-a dat curajul să mă lepăd de firea mea coruptă, și să discut clar cu fratele Wang despre problemele lui. Spre surpriza mea, m-a ascultat, a putut să le accepte și mi-a spus: Nu am înțeles pe deplin unele principii. Pe viitor, te rog să-mi spui ce probleme vezi. Ne putem ajuta să ne facem datoria bine împreună. Crăsav, slavă lui Dumnezeu! Am fost încântată să aud asta, eram recunoscătoare lui Dumnezeu. M-am simțit stânjenită și am regretat că înainte nu pusesem adevărul în practică. Dacă aș fi semnalat problema înainte, am fi putut să ne îmbunătățim rezultatele mai curând. Și ar fi aflat mai devreme despre firea lui coruptă. Așa este. Atunci am aflat că practicarea adevărului e în beneficiul celorlalți, al tău și al datoriei tale. Acum când văd problemele fraților și surorilor, le semnalez din timp pentru că știu că asta înseamnă să practici adevărul și să-i ajuți. Cu siguranță. Am înțeles că să trăiești conform cerințelor lui Dumnezeu e singurul mod în care practici adevărul și ești un om bun. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!